În curând, hunedoranii care au un cățel nu vor mai fi puși în postura de a nu avea unde să-l ducă la plimbare. Asta pentru că lucrările la amenajarea parcului pentru câinii de companie sunt aproape de final. Ultima operațiune care am avut-o de făcut a fost să însămânțăm cu iarbă acel loc și mai avem de instalat niște bănci. Sper să fie pe placul iubitorilor de animale care așteaptă de mult timp un astfel de parc. Parcul pentru câinii de companie se află în zona stadionului Michael Klein. Locul a fost împrejmuit, a fost amenajată o alee și au fost montate băncuțe pentru proprietarii de câini. De asemenea, terenul a fost dotat cu obiecte pentru antrenamentul și dresajul patrupedelor.